Vă rog frumos, nu vă uitați la clipul ăsta. Prima dată dați share, indiferent de ce zic eu. Dați share. Știți ce? Nu știți. Dacă dați share, vi se face răcoare în casă. Știu, aveți aparate de aer condiționat. De 3 luni așteptați meșterii să vi le fixeze că ies din garanție. Dar dacă dați share la acest video, nici nu contează ce zic, vi se face răcoare în casă. Cafeaua cu numărul 170. Dar cine mai stă să le numere? După vacanță când aveți bani, buymeacoffee.com slash Nicu Bendea. Eh? Zi frumoasă, zi minunată. Abia aștept să mergi să te înfunzi în trafic pe Valea Oltului și să-ți faci selfie cu unul dintre cei 8.000 de urși câștigători. Vedea ea și în Parlament. Eh, mergem înainte, nu contează. Spania e campioană, România a făcut o figură foarte frumoasă și cel mai important, România nu a ajuns în finală și și-a făcut Hagi Ianis nunta în 14 iulie, ce nuntă, ce... Păstă tăterea Becali. Păi mă, să căsătorește fiul lui Hagi, păstă tot intra Becalii. Nuntă cu turn, tur, tur tort, turn de 8 etaje. L-a făcut mitica Dragomir, doamne. 8 etaje tortu și sus un penthouse, doamne. Cum azi zice, banciu, icre. Uzină de bugă. Ce fotbalist a fost prezent la nuntă, o mai putut juca după aia. Că venit ăsta, Alibec, era îmbrăcat leit ca un popă. Câte domnișoare de onoare o fi spovedit el? Și becali era peste tot. A început dansul mirilor. Poc, o becali. A intrat Mircea Joană. Becali i-a luat fața. O da Ce-mi place la becali ăsta, că prost s-a născut prost îmbătrânește înainte de nu întotdeauna un interviu era cu nevoastră. Luminița, eh? Luminița a mai lăsat porumbiță și Luminița altă tăcălca pe bătături, pe monturi și îl o să intru la nuntă, dar Dumnezeu mi-a zis să stau cu minte, să nu fac nimic. Cum a intrat în sală 30.000 de euro la lăutari. De-aia îl canonizăm Parsenie Boca. La râs și montaj, Vlad Roșu. Să fim bucuroși, urmează o perioadă în care o să plouă. Să uităm de cuptorul, domul de foc deasupra României, 40 de grade și noaptea. Au zis păsăricile? nu de la mine. O să vină vremuri bune, dragii mei. Suntem în mijlocul festivalului Electric Castle. Acum dai din festival în festival. S-o terminat la să mă bici, please. Super. O zis, Feli, -o, începem o campanie extraordinară drog, vis califa și-a prins un joint. I love Romania. Și-a după aia, te-a făcut campanie, că numai în România început invers, ca urechea lui Trump, care a fost dreapta. Ha. Ci că s-apucă a de muzică, acum are ureche muzicală. Apropo de asta, Bianca Drăgușanu a fost văzută într-un restaurant cu bădălău. Nu știu ce dracu au mâncat, dar în august să deschide Burger King în Cluj-Napoca, bețaș! Asta ne mai lipsea, că metro avem, spital regional avem, de toți avem. Și pe atunci să vezi sâmbătă, duminică, nici nu poți intra în parcare la Vivo, că vin tăți de pe satul mare, aruncuta să mânce un Big King de la Burger King. Ca și în Cluj-Napoca. Dacă l-avem pe boc, le avem pe toate.